dragilor, vă salut cu drag. Sunt la mătușa mea, Corina, în lecția de Mureș. Și m-a invitat la ea că o tăia porcul. Așa că am zis să filmăm împreună cum se face tocana porcului la noi. Sau pomana porcului se mai zice în diferite părți. Să ne spuneți în comentarii cum se spune la voi. Tocana porcului se spune. Tocana porcului se spune. La noi, la lecință. Așa? Wow. Da. Facem ceva. Așa, o tocană a porcului ca la mă măriguță așa cu murătură așa, păi să vezi. Mâncarea românului. Ai mamă. Haideți să vă arătăm porcușorul nostru. Domnul Cherecheș vine cu apa. Cam așa arată ghița-l nostru. Și domnul se numește Gherghiță. Unchiul meu. Cam atâta, filmăm afară. Mergem și așteptăm cârnița ca să facem tocana porcului. Am plecat, că e foarte, foarte frig. No, serus. Sofi, ce faci? Bine. Bine, foarte bine. Aici am mătușica Corina. Ea e mătușa mea care mi-a cumpărat o păpușă când eram mică și nu aveam niciuna. Mi-e tare dragă. O să ne arate azi. Salut! Salut! E rușinoasă. O să ne arate astăzi cum se face tocana porcului aici în zona noastră. Da. De ce trebuie să facem în seara asta tocana porcului, adică azi, și nu mâine? Pentru că nu mai are același gust, aceeași trebuie atunci. Deci atunci e momentul ca să facă tocana porcului, pentru că așa e tradițional. Și nu mai are gustul și care nu trebuie. Și gustul ăla care trebuie să-l aibă. Da. Așa se face la noi. Așa se face la noi. De la bunica mea, am văzut la maica mea, așa bunica din Zau de Câmpie. Da. Ia uitați, noi avem aici carne macră, dar avem și cu grăsime pe ea. Și am tăiat-o leu. Da, pentru că nu se pune deloc apă. Da. Noi nu punem apă deloc. Da. Uitați, așa se face tocana porcului. Da. O să vă arătăm pas cu pas, tăiem bucățele, carnea bucățele. V-am spus mai devreme că avem și macră și cu grăsime. Da, de la ceafă, da. De la gât. De acolo, de la gât, chiar da. După capul, la gâtul porcului, de acolo este o carne foarte bună. Și aia o punem noi acum la da. Foc. Da. O întrebam pe mătușa că... Și ăsta e facem... pescuțul. Pescuțul, hai să vă arăt pescuțul. Porcului, care majoritatea știe. Da, e o carne foarte bună, ierbe foarte repede. Este, într-o oră aia. Trebuie să avem mâncarea gata. Da. Sigur că da. Și este mâncarea cea mai rapidă. Rapidă? Da. Va, ia uite la ea, prăpădita. Ia, ce îndemânare are mătușica. Mătușica gospodina din Lechința. Îți place tu aici la țară? Da? Trebuie să aducem o mâță, o pisic? Da. Și apă ea. Da, de la vecini. A să cumpărăm. O să cumpărăm. Și ce mai trebuie să că cumpărăm? Am mutat pe altă pisică și a murit. Dar am să avem altă. O să avem altă pisică. Da. Uite, păpușa începe să vorbească românește. Da. Și așa că azi se face. Ai desfăcut porcul, pune... Imediat după ce ai desfăcut porcul, te-a apucat primul pas, tocana porcului și restul... Restul la urmă. La urmă, da. Ne apucăm pe urmă cu carta boșu. Carta boșu și cârnaț. Și cârnaț, bineînțeles. Ia uite la Sofie cum să uită. Cam atâta. Așa făcea, așa făcea și bunica, adică bunica ta și străbunica mea. Și mica, bunica, tocana. Așa e? Acum vin, dragilor. Da. O să vă arătăm pas cu pas cum facem noi. Au tăiat carnea. Da, am terminat. Așa, fain frumos. Și punem la foc. Punem la foc. Așa. Ai emoții? Păi, hai un pic, nu, lasă că nu-i nimica. Punem apă, punem ceva. Nu punem, punem nimica. Aici, nu absolut punem nimic. Nimica, decât lăsăm să fiarbă cam vreo 20 de minute, pe urmă punem sare și piper. Și după aia vă mai spunem cum facem până la gata termină. Se pune puțin usturoi. Usturoiul după gust, așa e? Da, da, sigur că da.
Da, mergem mai departe. Da, prezentați-vă, vă rog. Eu sunt fetița Sofia lui Anita Cuchin. Du-te tu. Aici am unchiul Gheorghiță care a stat toată ziua în frig săracul și el și-a făcut treaba. Da, vă da sigur. No, între timp am pus aici, ce am pus aici? Apă pentru... Apă pentru mamăliguță. Așa. Ia uitați, aici... au trecut cam vreo 10 minute. Să dai drumul la apă, să lese carnea apă. Uite, ce se face? Da. Mai lăsăm. Și-o lăsat. Uite, vezi cum a lăsat carnea apă. Super. Super, am zis amândouă odată. Foarte. Acum punem și un pic de sare. Da, un pic de sare trebuie pusă ca să intre în cărniță. Așa. Și piper. Și un pic de piper. Se dai gustul. Bun. No, super. Amestecăm. Așa? Și lăsăm acolo să fiarbă. Da, să mai fiarbă. Așa, o tocană porcului ca cu la mămăliguță și cu murătură așa, păi să vezi. Mâncarea românului. Ai mamă. Miroase, te alimentează, așa de miroase. Hai, mamă. Să punem prima dată și prima dată usturoiul. E așa. Așa, cât usturoi ai tocat aici? Nu, 6, 7, cât ți-ai de usturoi? Da, 6, 7. Da, da, să aibă un gust așa mai picant, da. O pun 6, 7, cât ți-ai de usturoi, dar usturoi din ăla de la țară, nu din ăla mare. Din la mine, din grădină. Da, așa? Din grădină. Ce mânc. Chiar că miroase foarte, foarte, foarte bine. Foarte bine, no, da. Mai lăsăm? Mai lăsăm să se facă? Nu mă un pic, să văd ce gust are. Da, să văd și eu. Că prea... Acum mai lăsăm... Ce bună, ui, mamă. Vreau 5 minute ca să își iei gustul de la usturoi și... Ce vrei? Și tu vrei? Da. Tu mâncă o așa, să vedem. Una așa micuță, micuță. Pentru Sofie. Dar să nu Sofie chemeze. Să nu ardă, așa? Ia de acolo și tu. Ia, hai. Cum e? Bună. Bună? Wow. Da, super. Așa că e bună, Sofie. Da. Cât mai lăsăm? O mai lăsăm vreo 5 minute. Vreo 5 minute mai lăsăm. No, super. Și pe urmă. Păi ce, vă arătăm rezultatul final. Da. Ia uitați aici și mămăliguța e gata, imediat. Și mămăliga e gata. Ia uitați aici, haideți să vă arăt. Ia. Uitați aici, murături de casă, sănătate curată. Deci gogonelele, roșiile astea, gogonele, de la mătușa din grădină, bio. Și cele mai bune, și castraveți, așa e tot din grădină. Sigur. Da. La primăvară vin să te ajut în grădină. Bine, dragă. Este mâncare cea mai bună ale lumei. Cea mai bună mâncare din lume, așa-i? Da! Dragilor, am terminat mâncarea, de fapt mătușa mea a terminat-o. Să știți că și eu fac la fel. Haideți să vă arătăm. Aici îi tocana. Am gustat-o și îi foarte, foarte, foarte bună. Aici avem mămăliguța. Ia uitați, mi-s aburi din ea. Îi un frig afară de creapă pietrele. Și aici avem murătură bio. Castraveți și cu gogonele. Da, din grădina mătușei mele. Ia uitați aici. Carnea, uitați ce bine arată. Uitați cum se rupe, uitați aici. Uitați, asta și bine arată, ai mama. Ia uitați. Hai că nu mai pot. Este foarte bun și eu am gustat. Nu mai pun, foame de numai. Micuța nu mai poate. Trebuie să ne punem la masă. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit rețeta. Vă îmbrățișăm cu drag din Mureș. Și vă rugăm să ne spuneți cum faceți voi tocana porcului în zona voastră. Să nu ne criticați prea mult. Noi suntem super mega mulțumite de rețeta noastră, de familie, așa-i? Da. Îți mulțumim. Vreau să spun că mătușa m-a sunat ieri și mi-a zis: haideți să vă dau o jumătate de porc. Așa că, doi dragi, am venit la porcul bio de la țară din partea mătușei. Și unchiul nostru... Hai încă încoace! Vreau să spun că ieri m-a sunat mătușa și mi-a zis: haide că tăiem un porc și să vă dăm o jumătate de porc. Așa a zis unchiul Gheorghiță, care i-a dat de mâncare la porc. Îi mulțumim frumos și rămânem datori. Cu drag!
drag. Vă pup. Și eu vă pup. Merem la mâncare, că abia așteptăm, este și foame. V-am pupat pe toți. Vă pup la prietenele mami. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Până la următoarea rețetă, eu vă doresc toate cele bune, multă sănătate și cu Domnul înainte. V-am pupat. V-am pupat. Pa, pa. Pa, pa.